Bună ziua, drăguții mei și bine v-am găsit! Sunt Anca de la Ancuța Tarot și vom face o etalare fantastică ca de fiecare dată pentru dumneavoastră. Pentru a vedea dacă această persoană mai simte ceva, pentru a vedea acțiunile sale și gândurile pentru viitor. Ca de obicei am să spun, este o etalare generală, luați doar ceea ce se potrivește, doar ceea ce rezonează, nu poate rezona cu toată lumea, sper să rezonați cât mai mulți. Dacă nu măcar un mesaj un gând bun veți găsi, pentru că, dragii mei, ca de fiecare dată vom vedea multe, multe lucruri pentru dumneavoastră. Vom începe cu ora Acolo astăzi am ales tarotul lui Osho pentru a vedea care sunt energiile, moment în care am să mulțumesc tuturor pentru mesaje, pentru gânduri, pentru aprecieri, pentru tot ce îmi scrieți, dragii mei. Mulțumesc frumos că vă gândiți la mine de fiecare dată și mulțumesc frumos că sunteți cu mine împreună pe acest canal. Dragii mei, cei care nu s-au abonat, o să-i rog să fac acest lucru. Mulțumesc celor care deja s-au abonat, apăsați și pe clopoțel pentru a primi în timp util ceea ce public și dacă doriți să te alergi strict pentru dumneavoastră și ceea ce vă interesează personal, Vă aștept cu drag la acest număr, WhatsApp sau telefon. Haideți să vedem, dragii mei, ce ne spun astăzi cărțile de oracol. Una a sărit ca vrut și două le vom scoate noi. Drăguții mei, drăguți, Începem cu prima energie. Avem aici energia împărătesei. Împără împărăteasa este exact ca și în tarotul celălalt, dragii mei. Persoana care împarte lumină, persoana care are abundență, persoana, persoana care nu îi lipsește absolut nimic. Este o persoană plină de tot ce are nevoie. Bani, confort, prieteni, o viață bună, o istorie bună, o persoană care dă și primește la rândul ei de la cei din jur. Este o persoană incredibil de frumoasă, o persoană care radiază fericire, o persoană care aduce bine în inimile celorlalți. Aș putea să spun aici că vine o perioadă foarte frumoasă pentru cei care mă urmăresc, pentru că, dragii mei, veți fi răsplătiți din plin pentru toate eforturile depuse. Vi se întoarce din univers fix același efect pe care nu ați l-ați aplicat către alții. Ați fost bun, veți primi lucruri bune. Ați fost răi, eu cred că veți primi unii chiar lucruri bune pentru că nu neapărat trebuie să fiți pedepsiți, dragii mei, acum am făcut o glumă, dar cu siguranță, dacă dumneavoastră sunteți deschiși la schimbare și dacă dumneavoastră veți face lucrurile încât să funcționeze cu cei din jurul dumneavoastră, veți găsi răsplata potrivită. Da? Indiferent care sunt lucrurile în viața asta, e bine să fim buni și dar pentru că atunci ne simțim bine cu noi. Nu este vorba de a primi aplauze, nu este vorba de a-ți agăța de gât medalii, nu este vorba de a arăta celorlalți ceea ce tu faci bine, ci este vorba de a ști să dărui și a ști să faci oamenii din jur fericiți. Chiar dacă aveți grijă de copii, de animăluțe sau de orice din jurul dumneavoastră, aceste energii vor fi compensate pentru că văd dragii mei aici că veți primi foarte multă abundență, foarte multă uh, recunoștință să spunem chiar de la oamenii din jur și cu siguranță dragii mei că sunt lucruri extraordinare pentru cei care mă urmăresc. Drăguții mei, haideți să vedem ce ne spune și a doua energie. A doua energie vorbește de simplu și de ordinar. A doua energie vorbește de faptul că uneori trebuie să lăsăm ca viața să meargă la relantii. Acum, da, nu toți avem carnet, dar cu siguranță că toți știți ce înseamnă relantiu. Este vorba de această stare normală, liniștită, prudentă în care putem trăi. Acele momente normale, obișnuite, rutina zilnică, dar pe care evident trebuie să ne o facem diferit. Dragii mei, poate că mulți aici ați avut perioade agitate, poate că ați avut examene, poate v-ați băgat într-un proiect, poate v-ați apucat de vopsit casa, de cumpărat mașini, de cumpărat case, etc. Poate că ați avut procese, poate că ați avut o despărțire foarte dificilă. Energia din această ci că arată clar momentul în care tu trebuie să te limitezi la a face lucrurile complicate. Nu ți mai complica viața cu nimic, ia lucrurile așa cum vin. Lasă ca lucrurile micuțe și mărunte să fie cele care să-ți arate drumul. Pentru că poate vă lipsesc, dragii mei, aceste lucruri și v-ați băgat în proiecte care ori v-au depășit, ori v-au adus foarte multe dureri de cap. Deci e clar că această energie arată că trebuie să o iei încetișor, trebuie să lași lucrurile să meargă de la sine, trebuie să te implici în lucruri poate mai micuțe și mai mărunte pe lângă casă, să-ți faci o vacanță drăguță, să te limitezi la ceva care te face fericit și să lași un pic proiectele de mare amvergură. Pentru că până la urmă fericirea stă în lucrurile mărunte și în detaliile și lucrurile zilnice. Mergem mai departe, dragii mei, Ultima energie este energia care vorbește de deschiderea la al treilea ochi pentru foarte mulți, de acea inteligență extraordinară, de acea, să spunem, faptul că puteți să priviți lucrurile la altă scală. La altă scală pentru că poate până, nu de curând, dragii mei, poate trăiați așa într-o nebuloasă, într-o bulă de imaginație, în ceva ce poate nu vă lăsa să vedeți lucrurile clare în viața asta. Văd pentru foarte mulți deschiderea acestui ochi și, în primul rând, de acea inteligență extraordinară, înțelepciunea, dragii mei, cu care, în final, aveți de a face pentru a putea vedea lucrurile diferit. Este clar că aici vi se arată lucruri pe care până acum nu le-ați simțit, trăiri, sentimente. Faptul că ați ajuns într-o fază a vieții în care trebuie să vă gândiți la altceva. Faptul că vă simțiți important în viața asta și în universul ăsta, vă găsiți locul. Poate că suntem niște steluțe sau cum era, praf de stele în acest univers, dragii mei, dar fiecare dintre noi are o menire. Și pentru mulți aici treceți de acele iluzii, treceți de acele lucruri copilărești, treceți de acea inocență. Treceți de ceea ce până acum poate nu vedea Clar și nu era foarte sincer. Eu cred că pentru mulți aici, dragii mei, va fi trecerea aceea necesară ca dumneavoastră să gândiți cu maturitate, să vedeți că lucrurile nu sunt așa cum par, că toate experiențele pe care le-ați avut le ați trăit. Oameni cu situații, cu chestii din viața dumneavoastră erau acolo și trebuia să le vedeți într-o altă lumină, da? Este acea deșteptare mentală, acea inteligență extraordinară, acel nivel de vibrație la care dumneavoastră ajungeți acum și în final veți vedea că dincolo de toate aceste iluzii există o realitate. Mai dură sau mai puțin dură, dar o realitate care până acum poate era străină sau n-ați vrut să o vedeți sau n-ați vrut să o acceptați. Deci este foarte interesantă această energie pentru că vine, dragii mei, cu foarte multă lumină, binecuvântare și experiență uh, ancestrală, da? deci o experiență care vine de dincolo, ceva care până acum poate nu ați mai trăit, dar care evident vă dă explicațiile necesare. Bun, drăguții mei, haideți să întrebăm tarotul, care este situația cu persoana dumneavoastră, ce se întâmplă cu acest om, dacă mai simte, dacă mai vrea ceva, gânduri și fapte, acțiuni, lucruri pe care trebuie să le știți despre această persoană. Haideți să vedem, drăguții mei, ce vor să ne spună cărțile, poate reușesc să Așa, să nu mai miști totul pe această masă. Da, iubiții mei, haideți să vedem ce vor să zică cărțile astăzi. Care este situația cu persoana ta, ce vrea să spună, să gândească sau care sunt situațiile de care trebuie să aflați. Ca semne, dragii mei, am capricorn, am pește, am vărsător, am gemeni, am aici un berbec, am din nou pești, am un vărsător din nou. Avem, dragii mei, un taur, avem gemeni, avem fecioară, avem iarăși berbec, avem balanță, capricor, fecioară și berbec. Bun, uitați așa să le punem un pic mai apropiate ca dumneavoastră să le vedeți, pentru că altfel nu se văd. Bun, da, drăguții mei, e, sunt foarte medievale desenele din aceste cărți, dar sunt faine, pentru că v-am zis, si eu, eu mi mi-a legat tarotul în funcție de cum am dispoziția și evident că sunt lucruri foarte frumoase în fiecare din desenele acestor cărți minunate. Dragii mei dragi, văd că această persoană a scos la iveală ceva ce pe tine te-a făcut să apreciezi enorm niște eforturi. De ce spun asta? Pentru că simt aici că mulți ați așteptat, dragii mei, niște explicații, ați așteptat o revelație. Sau poate pentru o mare parte există aici un adevăr care a ieșit la lumină și care v-a făcut nu neapărat bucurie cât liniște sufletească. Adică v-ați convins de minciunile acestei persoane, v-ați convins de unde plecase, v-ați convins de ce a făcut ce a făcut, v-ați convins de ce a plecat la o fostă, v-ați convins ce relație sau care a fost scopul pentru care a făcut ce a făcut cu dumneavoastră. Este un adevăr care uneori doare pentru că taie în două, două energii, dragii mei. Taie în două trecutul și prezentul sau trecutul și viitorul, mai bine spus, că prezentul trăim acum. Eu cred că pentru foarte mulți aici în noastră nu a știut exact ce simte această persoană. Pentru că s-a simțit împlinit lângă tine, s-a îndrăgostit de tine, dar au intervenit foarte multe piedici, foarte multe persoane care și-au băgat coada. Și văd aici, dragii mei, că în masă nu mai rați clar ce simte oare omul ăsta pentru mine. Mă mai iubește, m-a plăcut, m-a iubit cu adevărat, m-a folosit. Ce, doamne iartă, m-a avut omul ăsta în cap atunci când a intrat în viața mea? Simt foarte multe întrebări, foarte multă durere, foarte multă uh, cargă emoțională. Deci, nu ați venit aici cu lucruri care le-ați preluat de la persoana asta și n-ați știut după plecarea ei sau atunci când v-ați separat cum să le eliberați. N-ați știut cum să luați atitudinea pe care a avut-o, lucrurile care le-a spus la sfârșit, vorbele grele sau anumite situații. E ca și cum v-a lăsat într-o nebuloasă, v-a într-o curiozitate totală. Nu a știut cu adevărat ce simte, nici ce vrea sau va îndoi profund de sentimentele acestui om. Asta nu înseamnă că nu va iubi sau că nu va respecta sau că nu a fost lângă dumneavoastră. Dar dumneavoastră ați rămas acolo cu un mare semn de întrebare, care pentru mulți, dragii mei, așa cum am spus, a fost lămurit în, în perioada foarte apropiată de această etalare. Deci acum de curând sau acum câteva luni sau acum câteva săptămâni ați aflat ceva ce a dat totul peste cap sau a dat totul în pentru cei care nu erați siguri de acest om. Ați văzut cu cine, ați văzut unde, ați văzut ce simte, ați înțeles poate într-o formă ciudată ce făcea, de ce făcea sau unde a plecat. Drăguții mei, ceea ce simți este că noastră aveți aici încă foarte multe sentimente pentru acest om. Sunt foarte multe emoții pe care le trezește această persoană noastră. Chiar dacă sunt și țări, sau distanță, sau nu mai vorbiți, sau blocat, sau vă uitați doar la distanță pe rețelele sociale, sau mai știți de el până că îl vedeți peste stradă când parchează. Eu văd că această persoană, dragii mei, te-a lăsat în urmă pentru că a avut niște situații foarte grele de dus, da? A avut aici situații care n-a știut să le facă, situații care au dat peste el, situații sau persoane care au tras de această persoană și care în final au rupt legătura între voi doi. Eu ceea ce pot să spun e că tu ai pierdut mult timp așteptând ca acest om să te aprecieze sau ca acest om să se întoarcă, ai trimis semnale, ai dat mesaje, ai încercat să vorbești, că l-ai încercat să-i lămurești ceea ce simțeai și că nu era corect ceea ce făcea și omul ăsta văd că n-a lăsat de moment ca și cum n nici măcar n-a clipit să se întoarcă să spună ceva. Ori a spus ceva ambigu, ori a spus ceva pe jumătate, ori n-a știut ce să-ți spună, pentru că, într-adevăr, dragii mei, nu a știut ce să spună. Și când, nu ști, când, cineva nu știe ce să spună, mai bine tace. Pentru că, de multe ori, dragii mei, tăcerea e de aur. Și cred că acest proverb s-a aplicat acestei persoane a ta, pentru că dacă deschidea gura, mai rău făcea sau împotmolea și mai rău, cum se spune, carul cu boi. Eu cred că ai lăsat de ocazii în spate de dragul acestui om. În final văd aici că v-ați trezit și a fost ca un duș rece această legătură, pentru că persoana asta a avut schimbări masive. Tu nu ți-ai dat seama când dintr-o dată persoana asta a devenit rea, perversă, parșivă, îți spunea lucruri care nu le meritai, te acuza, te arăta cu degetul. Dintr-o dată ai văzut acea mască, dragii mei, care i-a căzut, pentru că poate la început, din anumite interese, majoritatea care sunteți aici, interesele nu sunt numai de bani, dar pot fi și de îmi place cum mă ține în brațe, îmi place că mă ascultă, mă primește orice aș face. Am avantaje. Deci nu sunt toate numai legate de banda, Avantajele acestea și interesele acestei persoane sunt legate de orice. Pentru că de multe ori, dragii mei, ne obosește mai mult energia cuiva decât dacă i-am da niște bani, du-te și cumperi ceva, da? Deci este vorba de această energie negativă din care tu te ai trezit, pentru că dragul meu, draga mea, parcă aici cineva s-a jucat de așa și pisica. Eu cred că sunteți foarte supărați și decepționați foarte mulți aici în trio, pentru că văd în continuare energia a treia, energie care s-a băgat întotdeauna care, dragii mei, ori sunteți tăcuți, ori vă văd aici că uh, nu mai vreți să spuneți prea mult din ceea ce simțiți nici să mai povestiți oamenilor ce vă doare pentru că ați așteptat mult timp ca acest om să facă o schimbare și n-a făcut-o. Eu cred aici că v-ați vindecat pentru că, dragii mei, deși iubiți încă această persoană, ați lăsat un pic în spate această poveste ca să vedeți lucrurile diferit, ca să puteți să le vedeți de la distanță. Erați prea implicați, vă durea prea tare și ați văzut că nu se întâmplă nimic de pe, zi pe alta, așa că e foarte bine că ați luat distanță, pentru că, dragii mei, văd aici că această persoană și ea s-a dus unde s-a dus sau stă cu cine stă, pentru că e un om plin de ego, un om puțin care, să spunem, da, puțin nu, cred că e un om narcisist direct pentru unii sau o persoană care întotdeauna, dragii mei, a pus pe primul loc uh, bunăstarea sa situația sa, copiii săi, casa sa interesul său, fundul său, mașina sa etc. Da? Deci eu cred aici că ați avut de-a face cu un om care să a iubit prea mult pe el, un om care chiar atunci când tu sufereai nu s-a uitat neapărat cu milă ci din potrivă, poate că s-a bucurat de faptul că tu sufereai în momentul în care el triumfa sau în momentul în care el a plecat la altcineva sau cumva te-a dat afară din viața lui doar ca să-ți arate că poate și fără tine. Eu cred că acest om e posibil clar să aibă pe cineva, mai ales cei care știți că sunteți în trio, ori este oficial, ori e cineva în plus, dar acea persoană acolo unde e, dragii mei, deși pare la început că îi va da liniște și că vai ce bine e acolo și cu tine nu mai era bine și vai ce fericit e unde s-a dus și ce mult îl iubește persoana aia sau ce mult într-adevăr avea de împărțit cu ea, iată că lucrurile ei s-au pe dos. Spun asta pentru că, dragii mei, această distanță, din păcate, n-a rezolvat problemele acestui om nu are cum să iasă din diverse situații extreme. Îl văd aici care foarte mult regret pentru ceea ce n-a făcut bine, pentru faptul că a dat cu piciorul ocaziei atunci când a avut-o lângă tine. Simt aici că persoanele cu care stă sunt destul de rele. Profită de el, poate că aici îl chinuie cu ceva, îl țin la mână cu ceva, sunt uh, tot felul de șantaje emoționale. Nu mai stau cu tine, ți au banii, ți au copii sau nu mai plec de aici, nu ți închid firma, etc. Adică sunt lucruri cu care omul ăsta este șantajat și ținul la zid, iar pentru o mică parte, dragii mei, pot fi și vicile aceste persoane, problemele grave care le are, nu știu, poate bagă bani la aparate, e un om care bea, care fumează excesiv, un om care nu se poate abține sau face lucruri ilegale. Da, deci toate acestea se aplică pentru că eu văd aici că viața l-a dus exact pe acel drum unde în momentul în care tu-ți-ai luat mâna de pe el, n-a mai avut nici iubire, nici apreciere și oamenii de lângă el, indiferent că colegi sau foști sau actuale, sunt persoane care nu l-au ridicat cu nimica. Din potrivă, îl văd în, în țărână, îl văd trist, îl văd la pământ, îl văd aici cu o stimă de sine foarte, foarte rănită. Și asta pentru că s-a crezut cine e și a făcut lucruri din orgoliu, din ego și, dragii mei, iată că în final viața îi a arătat cine este. Au ieșit aceste adevăruri la lumină, a văzut care este fața adevărată a oamenilor de lângă el și și-a adus aminte, dragii mei, foarte important, și-a adus aminte cum se purta cu tine, și-a adus aminte cum a acționat cu tine, și-a adus aminte cum încerca pe tine, poate, să te păcălească, să te prostească sau să spună lucruri care nu erau. Pentru că văd că acest om primește cu două mâini, ceea ce ție ți-a dat cu mână. Da? Deci e vorba de răzbunarea destinului, a divinității, pentru că această roată a destinului, dragii mei, se învârte pentru toți la fel. Primim cu aceeași mână cu care am dat și poate uneori primim mult mai mult sau un zecit o pedeapsă în momentul în care facem rău. E clar că emoțiile uh, sunt foarte negative ale acestei persoane. A căutat sinceritate, dar iată că a găsit minciună. A avut intenții bune și a găsit intenții rele. Este clar că aceste mesaje vin direct spre inima acestei persoane pentru că e ceva ce prin karmă, dragii mei, în primul Murând și prin destin trebuie să primească se va lămuri că oamenii aceștia pentru care te-a dat pe tine la o parte nu sunt sinceri, că multe din sfaturile care le primea nu erau ceea ce trebuiau să fie, că multe persoane care s-au băgat între voi n-au făcut decât să dezbine relația și că de fapt nu-i doreau binele, nu se gândeau la niciun viitor cu el sau cu ea, că nu au făcut decât într-o formă ciudată să facă ceea ce a făcut el poate față de tine, să-l folosească, să o folosească sau să nu-i dea ceea ce își dorea. Eu cred că dacă mă întrebați pe mine ceea ce face cu cealaltă persoană, acolo unde e, acolo unde stă, este cea mai mare sau pe care această persoană și-a luat-o până acum. Da? Pentru că probabil au trăit cu impresia că se vor repara lucruri, că acolo visele îi se vor împlini, că persoanele acestea sunt deschise și bune așa cum ai fost tu. Iată, dragii mei, că dacă viața v-a adus împreună pentru ceva v-a adus, omul acesta va primi acest mesaj că sunteți suflete pereche, chiar flăcări gemene, chiar dacă e multă distanță și răceală, se gândește la tine, pentru că nu poate sub nicio formă să te scoată din capul lui. Chiar dacă pare rece indiferent sau nu mai răspunde la mesaje sau la telefon, credeți-mă că această persoană persoana sau te-a blocat, această persoană continuă să se gândească la dumneavoastră. Și se gândește pentru că poate nu mai vrea neapărat împăcare, dar își dă seama că s-a sabotat, că nu a crezut în iubire atunci când tu îi ofereai, că s-a separat de persoana care, sincer, l-a iubit cel mai tare și se uita la el ca la o rază de soare. Pentru că văd aici că dumneavoastră chiar îl iubiți sau o iubiți. Chiar ați făcut sacrificii, chiar l-ați adus la, 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 un liman, să spunem, din niște încurcături. Ați făcut aici niște eforturi, poate ați rezolvat niște probleme foarte grave pe care omul ăsta nu le mai putea face față. Poate că aici le-ați vindecat, poate că chiar a fost cu o problemă de sănătate foarte urâtă și noastră ați fost acolo zi de zi, într-o cameră de spital, ajutându-l, sau într-o firmă în care l-ați scos înainte cu niște calcule sau i-ați ajutat pe părinții, pe frații sau pe rudele sale sau poate chiar pe copiii lui cei care aveți copii. Oricum, dumneavoastră ați fost îngerul cel bun într-o casă ca să zic așa, de oameni care la momentul acela n-au știut să vă aprecieze. Poate că ați fost subiectul de discuție între acei oameni, poate că ați fost aici tema de bârfă pentru foarte mulți, dar eu cred că în final lucrurile au ieșit la lumină pentru că au văzut că de fapt cel care greșea era el sau ea și nu dumneavoastră. Poate chiar propria familie aceste persoane, a acestei persoane v-a judecat că nu iubiți copilul, că ați fost interesați, că ați făcut lucruri aiurea, că de fapt nu era nimic bine, că nu v-au vrut de noră, de ginere sau în fine fiecare în ce situație ați fost, dar dragii mei, eu văd aici că este la lumină bunătatea dumneavoastră. Tot ceea ce s-a întâmplat până acum, tot ceea ce n-a funcționat a fost pentru că această persoană a dat cu piciorul la relația cu tine. E clar că tu ai luptat pe toate fronturile, ai încercat să-l convingi. Eu cred că ești o persoană bună care întotdeauna a făcut eforturi pentru cine merită și pentru ceea ce iubește. Dar iată că această persoană nu s-a uitat la tine cum te-a uitatul la el sau la ea de la început, și dragii mei, nici n-a crezut că există un viitor. Eu văd pentru foarte mulți aici că s-au convins singuri că au primit de la viață exact atâtea lovituri că ți-au dat că lucrurile nu se fac atât de simplu și aceste mesaje, dragii mei, și acest adevărul care-ți la lumină, îl fac pe acest om să aibă claritate în decizii mai mult ca niciodată. Pentru că își dă seama aici, dragii mei, că se păcălea singur, se mințea singur cu ceea ce uh, făcea, cu ceea ce trăia, ca și cum viața era o continuă distracție, uh, ceva uh, total superficial, unde nu trebuia să dea socoteală, nu trebuia să explice, nu trebuia să spună la nimeni nimic și iată că în final decide, dragii mei, Că va veni acel moment în care simte că tu ai fost cea mai importantă persoană în viața sa. Simt aici o mare victorie. Pentru că poate chiar dacă n-ați obținut de la început ceea ce v-ați dorit, dragii mei, vine și pe, dumneavoastră, pe strada dumneavoastră soarele. Acest om nu-ți dă drumul din suflet, chiar dacă face pe indiferentul și pe duru. Eu văd aici că această persoană nu-ți dă drumul din sufletul său. Că în final înțelege că în viața asta există contracte de suflet. Că atunci când vrei să faci lucrurile corect, trebuie să le faci în primul rând corecte față de tine. Să nu minți pe nimeni, să nu înșel și să nu păcălești, pentru că toate acelea se reflectă în propria ta viață mai târziu. Asta este lecția acestei persoane, nu a dumneavoastră, da? Eu cred că n-a să renunțe la trecut, a sperat că va repara lucruri când de fapt nu era nimic pozitiv. Eu cred că această persoană va pune stop și de la capăt, dragii mei, pentru că tu va trebui să faci acele schimbări față de el sau fa față de ea atunci când vor veni spre tine. Cred aici că va comunica cu tine, dar, dragii mei, văd aici o energie foarte frumoasă în care dumneavoastră veți controla total această situație. Văd aici că în final luați hățurile vieții dumneavoastră, că nu o să mai accepta jumătăți de măsură, că nu o să mai accepta să vă spună nimeni ce și cum. Și dacă această persoană vine, va veni ca la o judecată. Nu l-am modul că veți da cu el de pereți, dar eu văd aici că această persoană va fi supusă, dragilor, a unei, să spunem, întâlniri foarte frumoase, dar foarte cerebrale. Gândiți cu inima, iubiți cu inima, cu sufletul, dar de data asta veți pune și mintea la contribuție. În sensul în care va trebui să aveți o discuție matură și să cereți acestei persoane niște explicații și, evident, niște dovezi pentru a putea merge mai departe. Simt aici că aveți acea claritate, că dumneavoastră este cei mai importanți în viața proprie și mă bucur să văd că ați ajuns la această energie a împăratului. A persoanei care dă cu, cu sceptru, care taie și spânzură, a persoanei care nu se lasă înșelată, a persoanei care nu pleacă capul și nu se pune în genunchi în fața nimănui. Mă bucur să văd aici că v-ați clădi din nou iubirea și stima de sine, că sunteți niște persoane minunate și fantastice care nu veți mai lăsa această persoană să vă mai îngenuncheze, să vă mai mintă și să vă mai trădeze. Cred aici că veți avea un contract, dragii mei, o întâlnire, o discuție, un telefon, un mesaj în care veți lăsa lucrurile foarte clare. Facem tot împreună, ești cu mine sau ești contra mea, da? Simt această energie pentru foarte mulți dintre dumneavoastră. Poate că tu nu ai renunțat la această persoană și nici nu poți să renunți la această persoană pentru că o iubești foarte tare, dar vine momentul adevărului și acest lucru se va întâmpla, dragii mei, în perioada următoare, pentru că veți avea clar ocazia să stați față în față și să puneți la punct cum va decurge această împăcare pentru foarte mulți? Sper să rezonați cât mai mulți poate, nu toată lumea se va împăca, nu toată lumea se va întoarce cu această persoană, dar, dragii mei, vreau să cred că toți veți găsi aici un moment de bine și că veți face lucrurile, în primul rând, bine pentru viața dumneavoastră. Așa că, iubiții mei, sunt vești bune, sunt vești foarte bune. Este bine că dumneavoastră v-ați trezit la o realitate extraordinară, că nu să mai lăsați pe nimeni să facă nimic contra voinței dumneavoastră și această relație poate să funcționeze foarte bine atâta timp cât există reguli, limite, poate până acum n-ați spus nici limite și în momentul în care vine persoana asta înapoi, e bine să discutați totul pe față. Drăguții mei, foarte interesantă etalarea. Mi-a plăcut ceea ce am văzut. Haideți să vedem și literele pentru astăzi. Avem așa: avem litera X, avem litera Q, avem litera B, litera A, litera Y, dragii mei, litera T, litera G, litera K, litera O, litera U, litera F, litera Z, litera J, litera M și litera, uh, cred că M, J, iertați-mă, și atât, pentru că. X -ul și Y-ul avem și aici, da. Perfect. Litrele acestea se repetă, așa că am să le pun un pic mai jos. Au ieșit foarte multe inițiale. Sper să corespundă cu cât mai mulți la care v-ați gândit, drăguții mei. Și dacă nu, nu e un capăt de lume. Data viitoare vom scoate mai multe. Sper să vă fi plăcut etalarea, să aveți atenție și grijă la aceste împăcări și la cine vine din nou în viața dumneavoastră. Sper să vă ajute tot ceea ce am văzut ca energie în tarot. Cei care doresc etalări aștept cu drag la acest număr de telefon. Dacă au nevoie să vadă în detaliu ce se întâmplă fix cu el sau cu ea. mei, dacă v-a plăcut, vă aștept cu like-uri, abonați-vă cei care n-ați făcut-o și ne vedem cu drag și cu aceeași iubire și data viitoare. Vă pup! Pa, pa!